învățat cum este în administrația publică, cum se știe, vin din mediul privat. N-am avut încă tangență cu administrația publică. Și într-un an jumate am avut mult de învățat. Norocul meu că sunt înconjurat de oameni profesioniști și am avut de la cine învăța. Cât e de grea trecerea din mediul privat în mediul de stat? Eu zic că este destul de ușoară trecerea, fiindcă deciziile care le iei, ești responsabil de ele și dacă ai coloană vertebrală și te menții de deciziile alea, atunci nu-i mai greu. La privat depindeai de numai de deciziile tale, aici totuși se lucrează într-un colectiv și lucrurile sunt analizate mai adânc, dar mare diferență nu este. Apropo de asumare, sunt foarte mulți angajați în primărie care fug de semnătură, inclusiv primarul Timișoara în ultima perioadă refuză să mai semneze unele chestii de frica anchetelor, anumitor anchete. Vorbeați de semnătură, exact. De asumare. Exact. Atribuțiile ni s-au împărțit. Prin dispoziție de primar semnăm și eu și colegul meu sau city managerul sau cine când domnul primar nu se află în instituție. Pot să zic, da, simt și eu așa o fugă de responsabilitate. Acum e bine să vedem și partea cealaltă. Adică noi primăria chiar și cu transparența noi încercăm să fim cât mai transparenți și asta anumite persoane cam profită de chestia asta și câteodată suntem controlați. La cine vă referiți când spuneți anumite persoane? Anumite persoane, anumite grupuri, nu știu exact, dar acum orice citim întotdeauna niciodată nu se zice un cuvânt bun, ci eu zic că mai facem și lucruri bune, nu numai lucruri rele. Și trei lucruri bune pe care le-ați făcut de când ați ajuns viceprimar. Eu care le-am făcut, am putut să particip și mă bucur pentru susținerea și pentru scrisorile date din alte țări, Ungaria și Serbia, pentru scrisorile pentru capitală culturală europeană din 2021. Al doilea chestie care am putut să particip la reorganizarea Direcției de Asistentă Socială, de care și răspund și avem proiecte mari și chiar vrem să fim primii din țară și asta în timp scurt și cu ajutorul, normal cu ajutorul și fondurilor europene și fondurilor proprii încercăm să facem, să implementăm proiecte bune și sustenabile. Și în al treilea rând, ce pot să zic? Am încercat să intervenim, să facem puțin, nu pot să zic, nu pot să folosesc cuvântul curat, dar ordine unde au fost dezordine, unde au fost lăsate câteodată lucrurile, nu s-au mai ocupat nimeni de ele și atunci încercăm să facem ordine. Unde a fost cea mai mare dezordine? Părerea mea este cea mai mare dezordine care se știe întotdeauna la normal, la clădiri și la terenuri, unde de ani, de zile, nu pot să-mi zic părerea. Nu m-am moștenit anumite probleme unde împreună cu... de patrimoniu, unde împreună cu domnul director Mihai Boncea încercăm să împărțim și să facem, eu zic, pași de bebelaș, fiindcă nu poți să faci rapid foarte mult, dar încet, încet să conștientizăm, să aducem la punct, să înregistrăm tot ce este și... Ce ați găsit acolo? Foarte multe acte în neregulă sau haos? General. Nu pot să zic acte în neregulă, fiindcă nu-s de domeniu să decid legal că e bine sau nu e bine, dar puțin era haos general. Deci sau nu se știau, sau nu erau intabulate, sau așa, dar asta nu numai vina cetățeanului normal, dar așa era sistemul și s-a uitat pur și simplu de anumite chestii. Ați reușit să numărați, să faceți o statistică câte clădiri are primăria în patrimoniu, ce-i cu ele? E foarte greu, fiindcă mai nou și școlile și spitale aparțin de noi, deci am mai și primit, în loc să ne ajute ministerele, am primit și în patrimoniu și astea au intrat în patrimoniul nostru. Un număr exact nu pot să vă zic, fiindcă foarte multe au fost retrocedate, foarte multe au fost cumpărate,
Noi ce avem, avem spațiile cu alte destinații, care le mai avem, sau locuințele sociale? Bun, când credeți că vom avea concret, vom ști care sunt clădirile primăriei, ce trebuie făcut în fiecare? Cum știu, suntem obligați cam din 3 în 3 ani să facem o evaluare la fiecare clădire ce aparține de noi. Noi am început acest lucru, dar vă dați seama că am o singură întrebare, am și eu așa, dar de ce nu s-a făcut până acum? Eu am început, dar e foarte greu și chiar avem oameni și lucrăm, dar e un lucru greu și facem. Nu pot să zic că nu facem față, dar nu putem să avem rezultate imediate. Eu sper și poate mai prind încă un mandat și atunci pot să vă zic că, când se face ordine. Doriți al mandat? Da. Eu zic că da, fiindcă dacă 4 ani, după părerea mea, e un timp scurt. Adică într-un an te obișnuiești, în 2 ani începi să lucrezi și în ultimul an deja te gândești la următoarele 4 ani. Și de aia, dacă vrei ceva constructiv, aș lua modelul german unde un mandat de viceprimar e 8 ani. Bun, vorbeați de patrimoniu. Știu că vă ocupați și de monumente. Exact. Monumentele din Timișoara. Cum le-ați găsit? Cum arată acum? Monumentele din Timișoara, trebuie să știm că departamentul de monumente este angajat numai o singură doamnă. După reorganizare o mai venit cineva să o ajute, inclusiv compartimentul de monumente face și preemțiunile. Deci este de lucru. Monumentele care le-am moștenit, primăria a intrat, avem o listă destul de lungă și le-am identificat, le-am dat valoare cu număr topo și așa. Sunt anumite monumente care deocamdată, din păcate, nu se știa de cine aparțin. Ce aparțin de noi, ce e în patrimoniul nostru, le întreținem. Noi le întreținem, dar nu compartimentul de monumente le întreține. Normal, după părerea mea, trebuie exteriorizat acest serviciu de întreținere a monumentelor, fiindcă noi nu cred că avem pregătirea necesară în arte sau în arte plastice unde am putea să intervenim radical. Dar cine se ocupa acum de asta? Păi deocamdată se ocupa birou tehnic, dar numai de întreținere, dacă plica o placă sau etc. Dacă pica nasul unui ansamblu sau așa, acolo deja apelam la Uniunea Artiștilor Plastici. Bun, vorbeați de valoarea unor monumente. Știm care este cel mai valoros monument pe care îl are Timișoara și din punct de vedere al banilor sau și din punct de vedere istoric? Istoric sunt monumentele cele făcute cam la sfârșitul anului 1800, începuturile anilor 1900. Valoarea e foarte greu de evaluat, fiindcă sunt foarte puțini experți în acest. Eu, cum știu, după știința mea, sunt 2 experți în evaluarea monumentelor în țară, care e foarte greu să vină și să facă o cercetare exactă. Numai trecând la contabilitate, trebuie să dai o valoare. Și atunci am tot prin ajutorul Uniunii Artiștilor Plastici am dat o evaluare. Acum, evaluarea asta e pur și simplu bănească, dar poate are și o valoare sentimentală și monumentală și culturală, și aici e mai greu de evaluat. Bun, vorbeați mai devreme despre direcția de asistență socială. Cum stă Timișoara la capitolul social? Știu că avem anumite probleme, avem liste foarte lungi. Exact. Eu zic că comparativ cu alții stăm foarte bine. Necesitățile, din păcate, cresc, fiindcă suntem un oraș care atrage economic din toată țara și noi încercăm să oferim toate serviciile necesare unui cetățean. Avem nevoie de mai multe servicii, clar. Avem nevoie, noroc că ne ajută și ONG-urile și lucrăm împreună și normal că putem să subvenționăm ajutorul lor. Întotdeauna este loc pentru mai bine. Singura noastră problemă este că nu mai avem destule spații și listele de așteptare la oamenii care au rămas fără casă este lungă. Se analizează în fiecare sfârșit de an și la fiecare început de an și se face o listă conform necesităților. Dar, din păcate, începem să nu mai avem spații destule.
Pentru asta avem un proiect care să depunem pentru anul viitor, de construire de case sociale, terenuri, încă spații avem în oraș. Efectiv, e o procedură lungă. Îți trebuie proiect, îți trebuie proiectant, îți trebuie executor. Deci oamenii care chiar au nevoie, e greu să explici, la oameni așteaptă 5 ani sau, nu știu, 8 ani și după aia o să primești locuință socială. Proiect pe fonduri europene. Proiect pe fonduri europene, exact. Case sau blocuri cu apartamente? Sincer să fiu, având, am mai participat la forumuri pe probleme sociale în străinătate, și normal trebuie să ne inspirăm și de la alții care au făcut. Blocurile sunt mai bune fiindcă poți să faci și o incluziune socială unde poți să crești, adică oamenii care și-au pierdut speranța poți să-i educi ca să-și recapete speranța în viață. Cât de mari listele astea? La ce număr s-a ajuns? E o listă numai oamenii care se înscriu pe listele astea. Trebuie să știm că avem două liste. Unul pe cazuri sociale și unul pe locuințe retrocedate. Aproximativ la fel, în jur de 500 maxim, maximorum, după cum știu eu, cam 300 pe fiecare listă. Spuneați că vreți să faceți domeniul social la noi printre cele mai bune din țară, dacă nu cel mai bun din țară. Putem face asta ținând cont de faptul că nu avem locuințe sociale pe care să le dăm oamenilor? Exact. Nu numai unde pui omul, ci efectiv trebuie să ne gândim și la femeile abuzate. Trebuie să ne gândim la copiii care sunt lăsați singuri și părinții sunt plecați în străinătate. Trebuie să ne gândim și la tineretul, de care tineret încă nu împlinesc 18 ani și între 14 și 18 ani vârsta poate să le complice și atunci trebuie să intervenim. Deci sunt foarte multe alte lucruri în care efectiv cu o locuință rezolvi multe, dar efectiv tu trebuie să integrezi omul, trebuie să reintroduci în societate și asta împreună cu doamna directoare Rodica Cojan cred că o să facem față. Una dintre cele mai arzătoare probleme ale Timișoarei reprezintă cablurile aeriene. Exact. Știu că vă ocupați, vă chinuiți de câteva luni cu asta. Ce facem cu ele ca să nu mai fie... Acum ați și pe jos după furtună? Din păcate, da. După furtună am avut doar două operatori care au fost dispuși ca să meargă pe teren și să-și adună cablurile. Eu din martie am început să mă ocup mai serios cu această problemă. Am reușit să adun pe toți operatorii. Proiectul pe partea de cetate a orașului, proiectul european, acolo avem structură subterană, unde putem să introducem pe toți operatorii la număr, cred că sunt 9. Numai așteptăm un aviz de la București care întârzie să vină, fiindcă chiar dacă pe fonduri europene au fost făcut și avem foarte bine pus pe hârtie, ei tot ne cer lămuriri și cu întrebări cum prevedem, de exemplu, cum o să se dezvolte cablurile și firmele de operatori peste 20 de ani, la care răspunsul e relativ. Poate să rămână numai 3, poate să fie numai 40. În suma sumarum, deci am reușit să ocupăm locurile astea, așteptăm să ne ancomu să primim avizul pentru contract și pentru regulamentul cum se introduc cablurile. Cu tot avizul ăsta încercăm după aia să extrapolăm pe tot orașul și unde este deja făcut o structură subterană, acolo o să introducem cablurile. Eu tot am zis și am repetat, nu vreau ca utilizatorul să simtă toată schimbarea asta. Aici și operatorii cam exagerează și câteodată mai intervin și mai trag cabluri, știm. Acum, într-un oraș care tot crește și tot crește, clar că undeva trebuie să faci. Dacă n-ai infrastructură subterană, atunci tragi pe stâlpi. Dar eu zic că primul pas ar trebui și am făcut apel la operatori ca să verifice care cabluri nu sunt folosite. Părerea mea, cred că jumătate din cablurile de pe stâlpi nu sunt mai folosite. Și de când ați cerut asta? Din aprilie. Cam mijlocul aprilie, numai câțiva operatori. Există vreo posibilitate să-i sancționați? Teoretic, dacă legal, nu știu cum, neavând, nu ne-am gândit încă la o sancționare din asta, fiindcă dacă tu nu poți să identifici a cui cablu este nefolosit, pe cine sancționezi?
poți să identifici cine folosește cablu, dar ăla care nu se mai folosește, de unde le cauți? E greu, deci, e greu. Există posibilitatea să curețe primăria prin firmele din subordine, acele cabluri care nu mai sunt folosite, sau ar fi foarte mult de lucru și mai bine așteptați după operatori? Teoretic și practic nu cred că poți să intervin pe cablu cuiva, fiindcă nu e a primăriei. E un cablu privat, adică aparține de anumit operator. Eu am făcut un apel și aștept totuși avizul de la ANCOM și având avizul pe un regulament și clar, atunci putem să avem o hârtie importantă cu care putem deja să stăm încă o dată de vorbă sau de două ori sau de trei ori cât e nevoie cu operatorii și să-i rugăm frumos. Eu am crezut că lucrurile poate să meargă mai repede și anul ăsta putem măcar să arătăm în cetate cam cum ne-am gândit noi și cam cum ar trebui să arate. Și atunci asta să influențeze și centrul și restul cartierelor. De când stați după avizul de la ANCOM? Prima scrisoare trimisă către ANCOM a fost cam în mijlocul aprilie. Acum sperăm deja pe ultima sută de metri. Am dat toate actele necesare, toate analizele posibile, inclusiv din județ o trebuit să căutăm operator dacă o să vrea să vină în municipiu. Ultima scrisoare a fost că ei ar mai schimba ceva și am fost de acord numai să primim odată hârtiile și avizele. Pe ce vă concentrați în perioada următoare? La ce lucrați cel mai mult acum? Încă o dată, pe ce lucrări? Pe ce lucrați cel mai mult? În perioada asta afară nu prea se poate lucra, deci acum ne canalizăm, adică personal, pe problemele sociale, prin reorganizare, am reușit reorganizarea Direcției de Asistență Socială și să începem anul nou cu proiectele noi gata scrise și gata să fie predate și să fie fondate și inclusiv pun accent nu numai pe scrierea unui proiect, ci să mergem puțin mai înainte spre sustenabilitatea unui proiect.